Sunt tablouri atât de frumoase încât le-ai privi o veșnicie. Asta este mai complicat, dar ce putem face este să le purtăm. Astăzi, la rubrica Tu dai moda, colega mea, Gabriela Ghizel, ne arată câteva ținute de vară cu imprimeuri atipice. Picturile unui artist plastic. Vine vara și toate ne orientăm acum către acea parte din garderoba noastră cu imprimeuri vesele, iar dacă v-ați plictisit de acele printuri din mall-uri cu flori sau forme geometrice, am venit astăzi la Diana Boldeanu ca să ne arate niște imprimeuri atipice. Spune-ne, Diana, despre ce e vorba. Bună! Eu am pregătit o colecție pentru vara aceasta, care este realizată în integral, exact, din printuri. Și spun că sunt printuri speciale, deoarece au fost realizate în colaborare cu un artist plastic. Printurile de pe Rocky sunt deci picturi la bază. Au fost prelucrate digital, dar păstrează toate detaliile operei originale. Practic ne îmbrăcăm cu artă. Atunci, Diana, hai să-mi și recomanzi câteva piese care crezi că mi s-ar potrivi mie. M-am gândit să-ți propun o ținută care este în ton cu sezonul estival. Pentru petrecerile care sunt în vara aceasta, spre exemplu, dacă avem o cununie civilă sau o petrecere garden party, iar am o petrecere, o rochia cununie asta civilă. Este potrivită, este o rochie cu număr gol. E foarte drăguță, dar spune-mi cum ai accesoriza-o, pentru că multă lume s-ar gândi, fiind atât de bold imprimeul, mai poți să-i mai pun și altceva, un cercel, o brățară? Foarte multă lume m-a întrebat acest lucru. Ți-aș propune o serie de accesorii masive. Nu prea merg bijuterii finuțe. Exact. Bijuteriile finuțe cred că s-ar pierde la o astfel de ținută. Un sfat prețios. Când imprimeul e foarte agresiv, fie plusăm cu accesorii mari, fie nu mai punem nimic. O variantă bună sunt accesoriile din plastic sau rășină. Următoarea ținută pe care vreau să ți-o arăt este o ținută potrivită de vacanță. Asta dacă alegi să mergi undeva la mare. Avem aici o fustă plisată care are un imprimeu sugestiv chiar pentru mare. Mă și văd așa în Santorini sau în Italia făcând un poz de rochie. Asta e foarte drăguță. Și îți propun să o punem în partea de sus cu un corset tot din aceeași gamă cromatică. Iar în final am vrut și o rochie de seară, poate pentru nunțile de vara asta. Nebunia de pe rochie se potrivește cel mai bine cu niște pantofi tot într-o nuanță vibrantă. Doar mâine vine vara și nu are sens să ne îngropăm iar în gri, bej și negru. Noi ne revedem săptămâna viitoare!